Grigore Moisil, profesorul care, pe lângă matematică, era pasionat și de matematică. Membru al Academiei din 74. Numele: Grigore C. Moisil. Data și locul nașterii: 10 ianuarie 1906, Tulcea. Studiile: a absolvit liceul Spiru Haret din București în 1922, după ce făcuse studii liceale și la Vaslui. În 1924 se înscrie la Școala Politehnică, în 1929 absolvă Facultatea de Matematică a Universității din București, iar în același an devine doctor cu teza Mecanica analitică a sistemelor continue. Între 1930 și 1931 face studii la Sorbona, iar din 1942 se stabilește timp de 10 ani la Iași, unde ține cursuri și publică mult. Din 1942 până în 1946 predă la Facultatea de Matematică din București, unde conduce Catedra de Analiză și Logică Matematică. În perioada 1946-1948 e trimis ambasador în Turcia, iar în 1948 e ales membru titular al Academiei Române și devine șef de secție la Institutul de Matematică. Din 1949 conduce Societatea de Matematică. Din 1957 începe să se preocupe de felul în care poate fi folosit calculatorul și de aplicațiile matematicii în diverse științe. Devine o figură carismatică a vieții științifice și chiar o vedetă TV. În 1962 înființează Centrul de Calcul al Universității din București. În perioada 1964-1967 devine membru al Academiei de Științe din Bologna, Italia, membru al Institutului de Filozofie din Paris, președinte al matematicienilor de expresie latină și membru al Academiei de Științe din Polonia. În 1973 ține ultimele cursuri la Montreal și New York. Data și locul decesului: 21 mai 1973, Ottawa, Canada. Viața profesorului Grigore Moisil, 1906-1973, între pereții facultății și în afara sălilor de curs, are, oricât de banal ar părea, un singur fir roșu: matematica. Despre pasiunea sa nebună, nebună de tot, și despre umorul său care tinde la infinit, vorbesc nepoata lui Grigore Moisil, istoricul Zoe Petre, și fostul său student, academicianul Mircea Malița, împreună cu care a pus bazele Școlii de Informatică Românească. 23 aprilie 1973. Profesorul Grigore Moisil pleacă însoțit de soția lui, Viorica Moisil, într-o călătorie de o lună și jumătate în Canada și Statele Unite ale Americii pentru a ține un șir de conferințe. Este invitat, ca în alte dăți, la universități de renume pentru a vorbi despre subiectul său preferat, logică matematică. Curg zilele, întâlnirile cu oameni de știință. America, deși departe de casă, devine familiară. 21 mai 1973. Pe la 7 seara, se întinde pe pat pentru a se odihni după o expoziție de artă eschimosă la Ottawa. Un pic amețit, se așează într-un fotoliu lângă geam, așa cum îi plăcea, și îi spune soției sale: nu se compensează plămânul. Lăsă capul pe spate, cum mai făcea, însă de data aceasta pentru totdeauna. Grigore Moisil moare la 67 de ani. Acesta este momentul decesului lui Grigore Moisil, departe, undeva, într-un colț de lume străin. Și totuși, în mod inevitabil, vestea se întinde pe toate continentele, ajunge la colegii din Japonia, la profesorii din Paris și la familia de acasă din București. Însă, în ciuda unei morți subite, familia, prietenii, abia dacă vorbesc despre acest episod. Povestesc mai degrabă despre dorința nebună de a pleca în străinătate pentru a participa la conferințe, în ciuda recomandărilor din partea medicilor despre relațiile profesionale închegate cu membrii Centrului de Calcul din Canada, despre matematică. Ori de câte ori era amărât, făcea matematică, și ori de câte ori era vesel. Stringența ei se potrivea cu spiritul său logic. Ce vă pasionează în afara profesiunii dumneavoastră?
l-a întrebat odată un redactor. A răspuns, matematica. Scria Viorica Moisil în cartea sa, a fost odată Grigore Moisil. Aceasta nu este nimic altceva decât o altă declarație de dragoste în plus, pentru că oricât de obsesiv ar apărea matematica în viața unui profesor practicată, când te speli pe dinți și când nu te speli pe dinți, aceasta este marea sa bucurie. Educația lui Grigore Moisil, Grigri, așa cum îl alinta mama lui și cum rămâne toată viața pentru rude și prieteni, este încă din primii ani bizară, sucită. Învață de pildă să socotească și abia mai târziu să citească. De mult de mult eram mic. Nu știam că mama fusese și ea mică. N-a început prin a mă învăța să scriu sau să citesc, ci să socotesc. Voia să mă facă să nu mai fie teamă de matematică. După ce mă învățase să socotesc de la 1 până la 10, a sărit. Regula de 3 simplă a știut să mă facă să o inventez. Apoi a început calculul mental, povestea Grigore Moisil în revista Femeia din anul 1954. De ce să fie stranie curiozitatea unui copil, chiar dacă uneori își exaspera mama cu întrebări? Cum poate un băiețel să prefere cărțile cu poze în locul suitului în pom? Prin ochii lui Gheorghe, fratele său mai mic, era de neînțeles cum Grigri stătea să citească noaptea atât de captivat o carte despre împăiatul păsărilor. Sora lui, Florica, ajunsese chiar să se teamă de el și nu din cauza celor 3 ani care îi despărțeau, ci de inteligența lui, care îi depășea cu mult vârsta. Exista în folclor chiar o glumă pentru că numărul academicienilor din familia Moisil ajunsese în 1964 atât de mare, fuseseră porecliți clanul Moisililor. Mintea lui sclipitoare avea, la origini, destul de multe rădăcini ramificate. Să privim, într-un mai scurt arbore, genealogic. Străbunul său, Grigore Moisil, era preot și unul dintre întemeietorii liceului din Năsăud. Dacă vrei să-ți spun un detaliu destul de bizar, el, Grigore Moisil și cu mine, ne-am născut amândoi tot la 10 ianuarie, dar bineînțeles în alt an, povestea Grigore Moisil într-un interviu la studioul Alexandru Sahia. De ce avea Moisil haz? Tatăl său, Constantin Moisil, era profesor de istorie, numismat român, directorul cabinetului numismatic al Academiei. De la el se spune că ar fi moștenit Grigri umorul. Viorica Moisil povestea în cartea Grigore Moisil, un profesor, nu ca oricare altul, că în 1944, în prim bombardament aerian asupra Bucureștiului, tatălui Moisil stătea în pivnița casei cu o carte. Întrebat ce citește, a răspuns flegmatic. Un roman polițist. Caut senzații tari. Umor avea și mama lui, Elena, mica, așa cum o alinta Grigri. Lucra ca învățătoare și era o femeie deosebit de deșteaptă, cu un spirit viu și dinamic. Grigore Moisil este primul copil al cuplului Constantin și Elena Moisil, născut la Tulcea. Familia a mai avut un copil înainte, dar a murit la 2 ani de pneumonie. Matematicianul a avut 3 frați, pe Florica, mama profesoarei Zoe Petre, Ioan și Gheorghe, profesori academicieni și ei. O familie prea ca la carte. Casa de pe Armenească numărul 14, unde a locuit 28 de ani, era plină de dosare, manuscrise, extrase, fișe, reviste, numai hârtii, povestește soția sa, Viorica Moisil, în volumul A fost odată Grigore Moisil. Matematicianul avea această stranie abilitate de a găsi mereu orice căuta în micul haos din locuința personală. Asta poate și pentru că interzicea categoric oricui să se atingă de hârtiile lui. Când se acoperea biroul, se muta la masa din sufragerie, apoi teancurile creșteau pe scaune, pe pat, pe jos, peste tot. Nu vă imaginați că Grigore Moisil trăia așa, într-o continuă dezordine. Odată la câteva luni, făcea curat, mâhnit de faptul că pierdea prea mult timp cu această activitate și păstra cele mai multe hârtii. Când era mulțumit de direcția în care se îndreptau cercetările sale, Grigore Moisil fredona. Îi plăcea lui să mormăie cântece de bucurie. Am mai spus, dar Grigore Moisil era mereu înconjurat de cărți. Cărțile sunt făcute să circule, spunea matematicianul și le împrumuta cu ușurință, își amintește soția lui. Când le aranja în bibliotecă însă, era foarte atent, iar capitolele de pe rafturi aveau firește nume specifice. Absurdități, lecții pentru nu știu cine, invitații la care nu s-a dat curs, proști, despre mine, de citit și meditat.
mergea domol, cu pași târșiți, dar cu mâinile mereu la spate, pentru că îi se părea de-a dreptul disgrațios să-și lege brațele în timpul mersului. Părea că dă trupului, la fiecare pas, o mișcare săltată a unei marionete trase pe sfoară, povestește soția sa. Îi scotea pălăria, iar iarna căciula prin ridicarea ei pe la spate. Când intra într-o încăpere, avea mereu aceeași schemă logică. Scotea paltonul, vestonul nelipsit de toamnă până primăvară, trăgea plovărul peste cap, punea la loc vestonul. Dacă asta pare o bagatelă, trebuie să știți că matematicianul chiar se preocupa de stilul său și avea stil mereu. Avea costumul și cravata pregătite pentru fiecare împrejurare, iar cămașa era mereu călcată. Cum nu-i plăcea să se tundă, lui Moisil nu-i plăceau nici sesiunile de shopping. Dacă ar fi putut, ar fi trimis pe cineva să-i cumpere și pantofi, spunea soția sa. I se părea absurd că un om, chel, trebuie să se tundă. Bărbieritul însă era altceva, bărbieritul îi plăcea, mai ales dacă avea lame de ras bune. Nu de puține ori, fredona în surdină și fuma în fața oglinzii. Grigore Moisil fuma mult, 50 de țigări pe zi. La cursuri, ca să-și liniștească studenții care premătau și în timpul orelor după țigări, a pus un anunț la catedră. Profesorul Moisil împrumută țigări. Moisil era apropiat de studenți, se preocupa de dorințele lor, chiar dacă aceștia îi forțau mâna, așa că după un timp a modificat anunțul. Profesorul Moisil nu mai împrumută țigări. Îi plăcea matematica românească, puiul cu smântână, vinetele tocate, mămăliga cu brânză și smântână și papanașii fierți cu unt. La începutul mesei era nelipsită țuica de prun. Mai întâi, Grigore Moisil se duce la școala primară la București, face câțiva ani de liceu la Vaslui și apoi în București la liceul Spiru Haret. În 1924 își alege două cariere, dar se răzgândește după 3 ani, intră ca student la Politehnic. În paralel, începe și facultatea de matematică. Renunță la prima, mulțumindu-se să rezolve probleme și teoreme propuse de profesorii lui, Dimitrie Pompeiu, Gheorghe Țițeica, Anton Davidoglu. Biografia lui Grigore Moisil înșiră sute de lucrări științifice, cărți scrise, burse în străinătate la Paris sau Roma. Dar profesorul îi place foarte mult și la Iași, unde profesează din 1932, vreme de 10 ani. Nu numai că leagă prietenii de o viață, precum cea cu profesorul Alexandru Mailer, dar trăiește acolo câteva momente unice. Închipuiți-vă-l pe profesorul Moisil la masa restaurantului Corso din centrul Iașului, ascultând o orchestră care îi cânta un vals compus de el. Partitura există și astăzi. O strofă. Un cântec vechi și trist, cântat doar în surdină, pe o veche mandolină, de un bătrân artist. În acești ani se îndrăgostește de Viorica Constante, sora Lenei Constante, o artistă plastică și o folcloristă celebră pe care o ia de soție. Îi scrie zilnic scrisori de dragoste, scurte pasaje fiind redate în cartea Vioricăi Moisil, Dragostea mea. Uneori am impresia că viața mea, gândurile mele, prietenii mei, viziunea lumii, tot ceea ce constituie o reacție față de exterior, aștept să văd dacă răsfrângeri mai înăuntru în ceea ce e numai al meu, în ceea ce constituie o evoluție a mea ca matematician, vor fi ecouri de schimbări. Eu o cred. E în istoria mea, împărțit în două, înainte și după ce te-am văzut. Grigore Moisil, academician romantic. Îi sunt tot mai des apreciate și recunoscute cercetările științifice și calitățile profesorale, iar numele său devine deja un ecou strident în țară și în străinătate. Drept care, după al doilea război mondial, guvernul comunist îl numește ambasador al României la Ankara, unde stă 2 ani. Mircea Malița, fost student al profesorului, își amintește. Din Turcia mai veneau știri despre șederea lui Moisil. Uneori, cum că nu dădeau de el la ambasadă. Odată l-au găsit pe o terasă, pe mare, undeva în Istanbul. Era în pantaloni scurți de baie, cu un ștergar pe spate și lucra matematică la masă. Profesoratul, centrul de calcul pe care îl înființează, noua lui obsesie, informatica, parcă nu-i ajung. Așa că începe să meargă prin licee, să stea de vorbă cu copiii fricoși de matematică, să le explice importanța informaticii și noile meserii care se fac din fața calculatorului. Își dă seama încă din anii 70 că această nouă inginerie, calculatorul, o să schimbe lumea.
ori studenții trebuie să se pregătească de revoluție. Interviu: Zoe Petre Istoric, nepoata lui Grigore Moisil. Grigri era un bărbat urât, cu nasul borcănat, dar care făcea furori. În clanul Moisil n-a lipsit niciodată umorul. Cum se poate altfel interpreta replica lui Grigore Moisil către sora lui Florica Moisil, mama lui Zoe Petre, căreia i-a spus la un moment dat că dacă n-ar fi fost înrudiți, ar fi invitat-o la o prăjitură în oraș. Chiar crezi că aș fi acceptat? La țiță ea înapoi. Și când era în spatele catedrei, profesorul Moisil s-a amuzat atunci când un elev i-a spus: să mă pupi în fund. Asta e foarte simplu, i-a răspuns el. Așa că l-a sărutat pe frunte. Zoe Petre povestește în acest interviu despre un Grigore Moisil mai apropiat, unchiul Grigri, cu toate slăbiciunile și calitățile sale, un om blând, cu o minte sclipitoare, care își iubea nebunește mama, dar și despre fricosul de zbor, fumătorul înăit și pisălogul peste măsură. V-a plăcut matematica, doamnă Zoe Petre? Zoe Petre: mi-a plăcut, dar am fost așa de pasionată de arheologie și de studiile antichității, încă din gimnaziu, încât n-am apucat să o aprofundez. Nu puteam să le fac pe amândouă la un nivel avansat, iar Grigri m-a ajutat să o învăț, să-i pricep mecanismele. Ce mai știți de la prima lecție cu el? Țin minte că, prin clasa a șasea, am avut o mică problemă de sănătate și a trebuit să stau acasă câteva luni. Și pentru că tocmai începeam studiul geometriei, Grigri s-a oferit să-mi deslușească primele noțiuni. Eram chiar în camera aceasta. Pe mine mă așezase la birou și el stătea lângă fereastră pe un scaun jos, așa cum îi plăcea. Am rămas cu o imagine foarte interesantă despre Euclid, dar nu cred că am înțeles mai mult de atât. Râde. Și asta pentru că era foarte râit. Gresăia puternic, iar când vorbea, eu auzeam mai mult decât ce mi-explica. Vai de mine! Nu știi de Cup Jacques? Dar cum era Grigore Moisil în rolul de unchi? El nu era genul de om care să se joace pe covor cu noi sau alte asemene. Pe mine m-a tratat ca pe o adultă de foarte devreme. De pildă, pe la 13 ani, m-a învățat cum să las mâna ca să fie sărutată. Îmi zicea: nu o împinge așa, explicându-mi că există o anumită grație și o reciprocitate între cei doi. Altădată, când veneam de la liceu, m-am întâlnit cu el chiar lângă capșa și m-a invitat la o înghețată. M-a poftit înăuntru, parcă mă și văd acum, la o masă în spate, lângă vitrină. Și mi-a zis: ce vrei? Vrei un parfait? Un Cup Jacques? Ce e aia Cup Jacques? L-am întrebat. Vai de mine, nu știi de Cup Jacques? Nu se poate. Atunci mi-a scris pe o hârtie. Era foarte didactic din punctul ăsta de vedere. Să știu că e cup, nu cup jac, precum spun chelnerii români. Și acolo la capșa mi-a oferit primul cup jac din viața mea. A mers odată cu trenul până în Japonia. 3 săptămâni a durat. A scris o carte în timpul ăsta. A mai scris alta când a plecat din București la Ankara, atunci când a fost ambasador în Turcia. El tot spunea că matematica nu se face în ore de birou. Zoe Petre: voia să știe dacă sunt bună în meserie. Avea bun prieten printre profesorii dumneavoastră. Nu ați simțit vreo presiune în sensul acesta? Că trebuia să răspundeți unor așteptări? Am aflat după ani buni un episod elocvent. Când eram studentă, el i-a chemat pe 2 dintre profesorii mei, Dionisie Pipidi și Ion Nestor, cu care el era în relații bune. Vrea să știe dacă sunt bună în meserie. Au decis că da, că am toate acreditările. Apoi m-a chemat și mi-a zis: uite, eu n-am mofturi, știu că viața e grea și dacă ai vreodată nevoie de ajutor, te rog să-mi spui. Mi-a povestit toată istorioara după vreo 10 ani, spunându-mi: știi ce? Amândoi mi-au dat referințe foarte bune despre tine. Poți să mă rogi ce vrei. Și s-a întâmplat să vă sprijine în vreun fel? Da, chiar m-a ajutat odată. Vroiam să mă duc la un colocviu în Italia și aveam nevoie de acordul rectorului, care era matematician. I-am explicat despre ce era vorba și s-a arătat deschis. Foarte bine, dă-mi mie cererea că o rezolvăm. Păi stai că poate e nevoie de o ștampilă de la facultate. Lasă prostiile, dă-mi cererea. A luat-o și în seara următoare mi-a și telefonat să merg să o iau. Ai avut dreptate, totuși trebuia și avizul facultății, dar am zis să nu te mai pun pe drumuri. Așa că m-am dus repede la decanul tău și mi-a semnat. Eu am crezut că mi se face rău. S-ar fi interpretat că venise pila în locul dumneavoastră. Întocmai, mai ales că decanul era profesor de arheologie din aceeași catedră cu mine. Și într-adevăr,
N-am intrat bine în facultate că secretara mi-a spus că mă caută tovarășul decan. M-am dus eu spășit acolo și ce mi-aud urechile? Vai, Zoica, cum se poate? De ce l-ai deranjat pe profesorul Moisil? Era fix pe dos. Grigore Moisil lucra în genere în halat și papuci. Venea la noi la masă și când termina desertul, se întindea pe canapea, rezemat pe cotul stâng și cu dreapta scria. Spunea numai, să nu vorbiți în șoaptă. De cine era mai apropiat din familie? În general, el era foarte atașat de părinți. Eram o familie extrem de solidară și nu mi-amintesc să fie existat vreodată vreun conflict. Dar dintre toți, Grigri era mai apropiat de mama lui. A fost o mare iubire între ei. Bunicii mei mai avuseseră înainte un băiețel, dar care murise la 2 ani de pneumonie. Și a durat ceva timp până să aibă din nou un copil. Astfel că atunci când a venit Grigri, a fost mană cerească. Bunica mea era o femeie extrem de inteligentă și cred că de la ea a moștenit Grigri bosa matematică. Tot știu că în relația Grigri-bunica nu mai putea să intervină nimic și nimeni pe alături. Prin 45, bunica a avut un atac cerebral și a rămas paralizată. Grigri venea în fiecare zi să o vadă dimineața, după amiaza, după cursuri. Stătea cu tatăl meu și îi citeau ziarul și comentau. Obișnuia să vă facă surprize, cadouri? Nu era foarte darnic, dar mi-aduc aminte că atunci când a fost în America, a avut o intenție. S-a dus cu vaporul pentru că era frică de avion. După ce s-a întors, mi-a dat telefon că vine să mă viziteze pentru că are un cadou pentru mine. Mi-a dusese o cutie cu șervețele de hârtie, cu desene cu diferite vedete de jazz și un fel de basma din plastic subțire, transparentă. Nici nu știa că se găseau și la noi. Era foarte stângaci cu astfel de gesturi. Mama zicea că astea sunt rezultatele pedagogiei din partea bunicii. Ea îl lua în oraș la plimbare și le spunea: astăzi cumpărăm cu ochii. Aveau voie să se uite în vitrină, să stea cât poftesc, să spună ce vor, dar nu cumpărau nimic. Mama zicea că bunica a vrut să le duce să nu fie cheltuitor și a reușit să le duce să nu fie cheltuitor cu alții. Într-o zi, Grigore Moisil, distrat, traversează strada pe roșu. Sosește un milițian. De ce traversați pe roșu? Știți că nu e voie? Nu mi-am dat seama. Bine, trebuie să plătiți 25 de lei amendă. Grigore Moisil a întins 50 de lei și a plecat. Milițianul a strigat după el: stați să vă dau restul de 25 de lei. Nu-i nevoie, că mă mai întorc o dată pe roșu. Culese din cartea A fost odată, Grigore Moisil, editura Curtea Veche. Academia avea mașini, dar nu erau alocate personal. Adică oamenii dădeau telefon și venea mașina să ia. Ca un fel de taxi, dar pe gratis. De la garajul Academiei, toți îl știau pe profesorul Constantin Moisil, așa cum îl știau și pe Grigore Moisil. Și într-o zi, când Grigri era pe la noi, unde locuise și bunicul, telefonează la Academie să vină să-l ia cineva. De acolo l-au întrebat unde trebuie să ajungă. Păi la tata. Bunicul murise în 1958, asta se întâmpla prin 67. Omul s-a scuzat și a cerut mai multe informații. Nu știi unde e? Râde. Într-adevăr, era o adresă cunoscută pentru că și tatăl meu și el și bunicii erau membrii ai Academiei, un trio familiar, însă totuși trecuseră niște ani, povestește Zoe Petre. Emil Condurachi, tatăl lui Zoe Petre și unchiul ei, Grigore Moisil, în tren în drum spre Roma. Din mărturiile foștilor lui studenți, pare că era un profesor foarte scrupulos și meticulos. Biseloc se cheamă. Chiar una dintre cumnatele lui i-a spus la un moment dat în glumă: auzi, Grigri, tu nu te ocupi de logică matematică, tu te ocupi de pisologică matematică. Avea un tip de raționament care epuiza toate alternativele. În acest sens, îmi amintesc de o glumă pe care Alexandru Solianu, unul dintre cei mai străluciți studenți ai lui, a făcut-o la aniversarea lui Grigri de 65 de ani. S-a ridicat în picioare și cu vocea lui Moisil, pe care îl imita perfect, a spus că o să vorbească despre gândurile profesorului cu privire la matematică. Sunau cam așa. Matematica nu se face în ore de birou. Matematica se face tot timpul. Dimineața când te scoli, faci matematică. Când te speli pe dinți, faci matematică. Și dacă nu te speli pe dinți, faci matematică atunci când nu te speli pe dinți. Ori asta era într-adevăr o găseniță pentru că el așa gândea, epuizând toate ipotezele. Toți studenții povesteau că la examene, dacă nu știau să rezolve un subiect, profesorul Moisil îi trimitea la bibliotecă să mai studieze. De aceea examenul putea să se întindă pe câteva zile. Așa se făcea? Tuturor,
Secretarele erau exasperate pentru că trebuiau să facă situația școlară la sfârșit de semestru și alte statistici. Ori la o oră fixă trebuia să predai catalogul, iar el nu preda nimic. Îi ținea câte o lună. E chiar o poveste haslie cu un student disperat că, după ce se dusese de 4 ori la bibliotecă, tot 4 luase. Și când a ieșit din sală cu mâna pe clanță, a zis: „Să mă pupi în fund.” Moisil l-a auzit și l-a chemat la el. Studentul s-a întors așa mai încruntat, mai speriat. Moisil i-a spus: „Asta e foarte simplu.” Și l-a sărutat pe frunte. Păstra aceeași atitudine și acasă? La fel, ducea orice raționament la extrem. Îi spuneai, de pildă, nu se găsește ulei și te întreba: „Dar ai fost în cutare loc, în cutare cartier? Știi precis că nu se găsește în Pantelimon?” Te epuiza. Și în genere avea o rezervă atunci când încercai să-i spui că în viața practică sunt o mulțime de lucruri cu care el n-are de-a face, dar care sunt dificile. Îți spunea că nu, ele nu erau dificile. Și asta pentru că el nu avea de-a face decât cu lucruri dificile, matematica fiind cel mai dificil lucru. Și nu mai termina. Unde obișnuia să-și petreacă serile, zilele de weekend? Spuneați de Capșa. El, la fel ca mulți membri ai Academiei, a avut o afecțiune specială pentru Coș, Casa Oamenilor de Știință a Academiei. La sfârșitul anilor 40, profesorii mergeau la Casa Universitarilor, organizată din inițiativa academicianului Alexandru Rosetti, care era pe atunci rectorul universității. Era ca un fel de club-restaurant, unde se țineau și conferințe. Apoi s-a înființat Casa Oamenilor de Știință a Academiei. Pe noi ne lua bunicul, Constantin Muisil. Hai, toată lumea la Coșii! Și plecam cu toții, nepoți, copii. Acolo venea Daicoviciu de la Cluj, Constantin Daicoviciu, istoric și arheolog, care era însurat cu o verișoară de-a mamei. Erau destui membri ai Academiei cu care ai mei erau prieteni. Era o atmosferă foarte familiară. Mi-aduc aminte de o întâmplare cu Ioana, buna mea prietenă din copilărie, fiica profesorului meu de arheologie, Ion Nestor, măritată ulterior cu doctorul Brugner. Ne-am întâlnit odată la cimitir, unde este lotul academicienilor, și fiecare dintre noi venise cu flori pentru ai lui, iar Ioana, măturând mormântul tatălui ei, se întoarce către mine și zice: „Zoe, parcă aș fi la Coșii.” Erau toți acolo. Coșii era o instituție, până la un moment dat când s-au luat casele Academiei, inclusiv Coșul. După asta, Alexandru Rosetti, care obișnuia să ia prânzul acolo, s-a dus la Casa Universitarilor, iar acolo nu l-au lăsat să intre că nu știau cine este. S-a supărat îngrozitor, așa că s-a mutat la Capșa. În afară de matematică practicată când te speli și nu te speli pe dinți, mai avea și alte pasiuni, Moisil, oricât părea el de pisăloc, nu era monomaniac. A avut întotdeauna curiozități diverse. I-a plăcut muzica, fără să fie el însuși vreun executant sau vreun amator foarte rafinat. A citit literatură enorm, enorm. N-a existat lucru important de la Biblie la Proust și înapoi pe care să nu-l citească. Vă spun, îmi lua cărți din bibliotecă până în ceasul morții. Plus că scria la reviste de cultură. A preluat, după moartea lui George Călinescu, Cronica Optimistului de la Contemporanul și începuse să apară și în emisiuni de televiziune. Tudor Vornicu a avut instinctul omului de televiziune și și-a dat seama că poate să facă din el un star, în ciuda faptului că nu era un om frumos pentru că avea nasul borcănat. Putem spune că era chiar un bărbat urât față de ceilalți frați. Cu toate astea, făcea furori. Același Grigore Moisil spunea și că orice om are dreptul să bea un pahar de vin. Eu sunt un om, deci am dreptul să bea un pahar de vin. Dar vând un pahar de vin, eu devin alt om. Rămânea de obicei la un pahar în plus? Lui Grigri îi plăcea să bea, din păcate. Foarte multă vreme nu se cunoștea decât puțin că băuse. Ei veneau și stăteau la noi până târziu seara, la Revelion, la Crăciun și spre dimineață, parcă era nițel mai vorbăreț decât de obicei. Între timp eu crescusem și puteam să-mi dau seama. Bine nu i-a făcut, mai ales la reputație, însă foarte mult folclor este fals pentru că, de exemplu, el n-a băut niciodată peste zi. Obișnuia să bea seara, iar după aceea se culca. În ultimii ani ai săi, se cunoștea mai mult că băuse. De pildă, îi plăcea să cânte. Cânta? Avea ureche muzicală foarte bună și cânta în duet cu Viorica, soția lui, lucruri foarte amuzante, niște cântecele franțuzești. Viorica urmase conservatorul, canto și compoziții. El avea ureche bună și o voce baritonală profundă.
erau absolut fermecători împreună. Petreceam nopți întregi cu cântecele lui Moisil. E adevărat că spre sfârșitul mesei începea să cânte și fetițe dulci ca în București. Moisil face cunoștință cu pictorul Piliuță. Piliuță se prezintă. Piliuță, Moisil și eu. Tânăr fiind profesor la Iași, într-o oră de curs, studenții făceau gălăgie. Un băiat din banca întâi a început să se sâsâie ca să facă liniște. Moisil, te rog să ieși afară. Mă deranjează sâsâitul dumitale. Moisil către un meteorolog. Cu ce probabilitate dați prognoza timpului? Cu cel mult 40%, domnule profesor. Atunci, de ce nu spuneți pe dos că aveți șanse de 60%? Un prieten îi spune într-o zi. Matematica asta pe care o predici tu, m-am săturat de ea până la gât, Moisil. Dar matematica se face de la gât în sus. Era și un fumător în răi. Fuma 4 pachete de țigări pe zi. Era fumător de Carpați și mi-aduc aminte că am fost odată la el și am văzut că sertarul de la birou era plin ochi cu pachete de țigări. Dragă, când fumezi 4 pachete de țigări, trebuie să fii prudent, se scuza. După aceea s-a lăsat la rugămințile doctorilor destul de târziu. Mi-a spus într-o zi, știi, sunt foarte mândru. De 2 ani m-am lăsat de fumat și am ajuns să nu mai fumez mai mult de 30 de țigări. În 1973, când a plecat în Canada, s-a simțit mai rău decât de obicei? Nu chiar, stopul cardiac e ceva pe care nimeni nu-l poate preveni. S-a așezat pe fotoliu și a zis că e puțin amețit. Viorica i-a zis, îți fac un ceai? Da, a zis el. Și în clipa următoare s-a dus. Memorabil este că după ce a murit, Viorica s-a dus a doua zi după înmormântare să vadă cum au aranjat mormântul. L-a găsit complet acoperit de flori care aveau înfășurate câte o matriculă pe codiți. Interviu Mircea Malița, academician, fost student al lui Grigore Moisil. Moisil mi-a încredințat ce avea el mai drag. Matematizarea României. Mircea Malița, 87 de ani, nu se ferește să-l numească pe Grigore Moisil cel de-al treilea părinte care l-a crescut. Iar Mircea Malița, diplomat, academician, fost director al Bibliotecii Academiei, fost ministru al învățământului, fost ambasador la ONU și Geneva, fost ambasador în Statele Unite ale Americii, membru de onoare în Clubul de la Roma, a întâlnit pe semne o mulțime de oameni remarcabili. Îl leagă de profesorul de matematică nu doar lucrările științifice, pasiunea comună pentru matematică sau seratele de la Casa Oamenilor de Știință. E ceva mai înălțător. Încrederea pe care profesorul Moisil i-a acordat-o studentului Malița, de la prima temă până la proiectul de lege pentru înființarea școlilor de informatică. Domnule Mircea Malița, cum era profesorul Grigore Moisil la ore? Mircea Malița. Trebuie să vă recunosc că amintirile mele legate de Moisil sunt mai numeroase după studenție decât din timpul profesoratului lui. Totuși, o prima amintire interesantă este din perioada când eu începusem să lucrez la universitate. A fost numit, când încă eram student, preparator la Catedra de Analiză Matematică. El era la algebră, profesor de logică matematică. Și cred că m-a văzut cum lucram, probabil i-a plăcut pentru că mi-a dat o temă atunci. Astfel, am făcut prima mea comunicare științifică împreună cu Moisil. Deși, la catedre diferite, am lucrat împreună. Am rămas cu o impresie foarte bună despre el. Era foarte strict și nu făcea nicio concesie de la materie. Dar el nu m-a impresionat nici prin matematică, nici prin logică, ci mai degrabă printr-o idee fixă pe care o avea. Despre ce este vorba? Profesorul Moisil întreținea un proiect care, ulterior, s-a transformat într-o acțiune națională din care am făcut și eu parte, fără să știm că suntem prinși într-o mișcare. Aceasta era matematizarea României. Ideea aceasta l-a dominat de la început până la sfârșit. Moisil spunea mereu că în cultura românească există și talente și resurse, dar există o ignoranță a publicului care crede că matematica este străină. Ce ați făcut mai exact în acest proiect și în ce consta el? Grigore Moisil începuse să țină cursuri de matematică și la alte facultăți, nu neapărat de profil. Eu eram într-un rol mai mare în facultatea de matematică în sensul că predam cursuri de matematică aplicată. El a văzut că mă ocup de asta, astfel că, într-o zi, m-a chemat la el și mi-a vorbit despre campania sa. Uite, eu țin cursuri și la alte facultăți, nu doar la matematică. La început, am ținut și la unii și la alții. Acum e așa de mare rețeaua că nu mai pot să continui. Vrei să preiei niște cursuri la alte universități dintre ale mele? Mi-a propus. Am fost încântat. Practic,
m-a luat partener în proiectul său pe care îl inițiase. Timp de un an am ținut cursuri de matematică la vreo 4 facultăți, printre care drept, sociologie, psihologie. În anul 1940, profesorul Moisil era la concentrare. Vine la un moment dat un colonel în inspecție. Colonelul stă de vorbă cu ofițerii concentrați și încep să înșire bancul. Profesorul cere voie colonelului să-i pună o întrebare glumeață. Colonelul acceptă. Profesorul întreabă: știți să deosebiți paiele de fân? După un timp de gândire, colonelul spune că nu știe. Profesorul a cerut permisiunea să dea el răspunsul și răspunsul a fost: boul știe. Pedeapsa pentru profesor a fost că seara s-a făcut un chef la care a plătit berea. La examen, Grigore Moisil dă o chestiune unui student din prima parte a cursului. Studentul nu știe. Grigore Moisil: du-te acasă, citește partea asta și vino mâine. A doua zi, studentul nu știe altă parte a cursului. Profesorul repetă: citește și partea asta și vino mâine. Tot așa până a terminat tot cursul. Când iese de la examen, studentul e furios. Colegul îl asaltează: te-a trântit? Nu, dar mi-a spus să știi că-ți pusesem din prima zi notă de trecere pentru că am văzut că ai nevoie de bursă. Dar așa ai învățat tot cursul. Și îi interesa pe studenții de umanitare matematica? Era un curs opțional, iar amfiteatrele erau pline. Veneau întotdeauna foarte interesați. An de zile acești studenți au povestit mai multe despre cursurile cu Moisil, cu mine, decât cei de la matematică. Pentru mine a fost un exercițiu foarte bun. Pot spune că acesta a fost primul mare contact cu Moisil, în care el mi-a încredințat ce avea el mai drag, matematizarea României. După facultate ați fost directorul Bibliotecii Academiei. Tatăl lui Grigore Moisil, Constantin Moisil, era șeful secției de numismatică. Erați apropiați? Noi doi eram legați, pentru că la toate bogățiile, culegerile, obiectele prețioase care aparțineau Academiei, nu aveam acces decât șeful cabinetului de numismatică, bătrânul Moisil și cu mine. Ca să deschidem seiful, trebuia să mergem amândoi, fiecare cu cheia lui, să deschidem ușile la care aveam acces. Mi-aduc aminte că atunci când am primit colecția Constantin Orghidan, îmi petreceam serile în Academie cu bătrânul Moisil ca să verificăm fiecare piesă. Era pe atunci cea mai bogată colecție de numismatică din lume. Peste 10.000 de piese. Dar nu vă întâlneați cu Grigore Moisil și în afara culoarelor facultății? Doamna Zoe Petre povestea că mergea adesea seara la Casa Universitarilor, la Capșa. Ne-am întâlnit de multe ori la Casa Oamenilor de Știință a Academiei. Când mai rămânea la un pahar în plus, dacă vedea pe cineva pe care îl cunoștea, îl chema lângă el să dialogheze. Și era fermecător. Avea tot felul de glume. Una dintre favoritele lui era: ce credeți? Am ațipit și am visat că sunt la Academie. M-am trezit speriat, închipuiți-vă, era adevărat, chiar eram la Academie. Iar altă dată mi-a povestit cum l-a primit regele Mihai înainte să plece ambasador în Turcia în 1946. Povestiți-ne, vă rog. Când regele l-a numit ambasador, trebuia să-i dea diploma de ministru, că așa se numea atunci, în Turcia. Și l-au chemat la Casa Regală. Am mers acolo împreună cu prietenul meu, Tudor Vian. Moisil fusese numit în Turcia, iar Vianul în Serbia. Înainte îi se explicase că există un protocol că trebuie să facă 20 de pași, apoi să se încline, atunci când vorbește regele trebuie să se ridice în picioare și orice ar fi să nu-l întrerup. A venit și momentul. În fața celor doi, regele a ținut un discurs de laudă pentru fiecare. A început cu biografia lui Tudor Vian. Regele l-a felicitat pentru tot ce a făcut el pentru matematică, aducându-i aprecieri și tatălui său, un mare maestru al numismaticii. Moisil și-a dat seama că regele a încurcat discursurile. Ei, nu e mare dramă, mi-am spus în gând. Am așteptat să-mi spună și mie ce mare critic literar sunt și câte a făcut tatăl meu pentru medicina românească. Din Turcia mai veneau știri despre șederea lui Moisil acolo. Uneori, cum că nu dădeau de el la ambasadă. Odată l-au găsit pe o terasă pe mare undeva în Istanbul. Era în pantalon scurs de baie, cu un ștergar pe spate și lucra matematică la masă. Constantin Moisil devenise doctorul Alexandru Vian. Exact. După ce regele a terminat de citit discursurile, fără ca ei să zică nimic, au pornit spre ieșire. Și Moisil zice: când să merg spre poartă, văd un câine mare frumos care stătea pe iarbă. Când am văzut câinele, am intrat în panică. El era foarte sperios la câini. Am început să merg cu spatele ca să fiu cu ochii pe câini. Încet, încet, încercam să ajung la ușă să pun mâna pe clanță.
Tot pipăiam poarta și nu găseam clanța. Atunci, regele, văzându-mă, mi-a dat un sfat. Mai la stânga, domnule, mai la stânga. Și uite așa m-am ales cu o orientare politică de prim rang. Era extrem de glumeț. Îi plăceau butadel. Pare că toată lumea îl stima și îl simpatiza. Chiar așa, nicio invidie. Avea și rivali. De pildă, el conducea cu un profesor, domnul Penescu, de la Politehnică. Moisil susținea că automatizarea era o operațiune de matematică și, în acest sens, dorea să fie el președintele comisiei de la automatic. A scris și foarte multe cărți ca să-și demonstreze ipoteza. În schimb, cei de la Politehnică erau de părere că problemele de automatizare le aparțin lor și se înțepau. Odată s-a întâlnit la Academie cu asistentul lui Penescu, pe care îl chema Ionescu, care era și omul de încredere al rivalului său. Moisil urca scările, celălalt le cobora. Am onoarea maestre, i-a zis Ionescu. Bună ziua, domnule Penescu, i-a răspuns Moisil. Vai, domnule profesor, el este profesorul meu, eu sunt Ionescu. La care Moisil, nu ți-am spus cum te cheamă, ci cum semnezi. Relația dumneavoastră cu profesorul Moisil pare că s-a construit gradual. Mai întâi a fost profesor, apoi partener, uneori chiar prieten de pahar. Interesul cel mai mare însă s-a produs după ce eu am fost în Statele Unite în calitate de consilier al misiunii permanente a României la ONU. Dar nu are legătură cu funcția mea, ci cu faptul că, acolo, eu am făcut cursuri de programare pe calculator. Asta i-a trezit curiozitatea foarte mare. Și ca răspuns, i-am oferit o mică mașină electronică construită de mine. Cum așa? Vă pricepeați? În Statele Unite se vindeau de obicei aparate pe care trebuia să le montezi singur. Asta era o mică mașină de calcul, precum cea de scris, pe care puteai să faci adunări scăderi. Avea mai multe funcții. Era o noutate pentru că era extrem de mică. Pe atunci, calculatoarele erau niște elefanți, nu ce ținem noi acum pe masă, și dezvăluia toate secretele unei mașini de calcul. Între timp, Moisil avusese o inițiativă foarte importantă de a crea un centru de calcul la Universitatea din București. De altfel, eram una dintre cele 10 universități din lume care aveau un centru de calcul. Moisil a intrat în fluxul internațional cu o cercetare de logică căreia i-a găsit echivalentul în matematică. El a fost foarte atras de logicile neclasice și a lucrat în asta cu totul superb. A publicat un compendiu de cercetare și de prezentare a tuturor noilor logici din lume. Practic, calculatorul era mană cerească pentru centru de calcul. Absolut. S-a uitat la ea, a desfăcut-o, s-a jucat cu ea, am devenit colaborator al centrului și discutam mereu despre viitorul instituției. De atunci, ideea informaticii l-a urmărit în permanență. E puțin spus, el este cel care a avut ideea introducerii liceelor facultăților de informatică în România, iar felul în care s-au petrecut lucrurile este uluitor. Am să vă povestesc. M-am pomenit cu el la minister, imediat după ce eu am fost numit ministru al învățământului în 70. O să încercăm să lucrăm la ceva bun, mi-a zis. Trebuie să trecem energic la informatizarea școlilor. Tu ești ministru. Eu aș zice să scriem ce trebuie făcut și pe urmă tu te ocupi. Și a început. Trebuie să avem o foarte bună prezentare a informaticii în universități. Deci, creăm catedre de informatică în toate universitățile din țară. Bun, dar asta este pe planul general al învățământului superior. Noi trebuie să avem grijă și de învățământul nou. Trebuie să fie și o facultate sau două de informatică. Deci toate marile universități își creează facultăți de informatică. Astfel, informatica va deveni una dintre disciplinele care se vor putea studia. Ai înțeles, nu? Eu. Da, da, am notat. Dar acum că am înființat și facultățile, am introdus cursurile, ce facem cu învățământul secundar? Întâi să introducem materia peste tot în licee, să-i facem să cumpere calculatoare. Parcă nu e destul. Sunt oameni care ori dori să se specializeze mai curând. Trebuie să facem licee de informatică. Și așa mi-a dat o listă de informatizare a învățământului, cum nu s-a mai pomenit. Măi, te pomenești că ține. Nu vi s-a părut prea idealist? Vă dați seama, eu eram nou în funcție. I-am spus atunci, poate vă înșelați, domnule profesor, de puterea mea, dar trebuie obținute o mulțime de dispoziții. Să vedem ce zice Parlamentul, ce spune legea, care e avizul economiștilor și tot așa. Păi asta e treaba dumitale? Dumneata le scrii și ei se descurcă după aceea. Nu trebuie decât să le semnezi. Am început să mă gândesc. Măi, te pomenești că ține. Te pomenești că mă lasă lumea în pace. Nu mă observă că eu semnez și poate se face ceva. Am luat lista imensă cu universități, licee, facultăți, generalizarea învățământului, computere pentru toată lumea,
și le-am transformat în directivele ministrului. Am semnat pentru el. Era un proiect gigantic și ce credeți că s-a întâmplat? Vi l-au refuzat. S-au aplicat toate. Niciun fel de obiecții. Am rămas uluit de această treabă. Întâi de toate, pentru că eram nou acolo și se putea concepe că mă apucase pe mine dandanaua. Am respectat planul lui Moisil integral și toate au curs fără obiecții și cu interesul enorm al elevilor și al profesorilor. Practic, liceele, facultățile de informatică au fost ideea lui Moisil. Informatizarea s-a produs peste noapte, iar copiii mei au studiat apoi informatica, începând cu școlile înființate în perioada aceea. După ce am testat ideea lui Moisil cu succes, mi-am zis, domne, asta e o metodă foarte bună. O repet, o fac acum pentru introducerea limbilor străine, franceză, engleză, germană, italiană, încă de la grădiniță. De altfel, când a venit Aldo Moro aici, era prim-ministru în Italia, în perioada 74-76, l-au dus la o grădiniță unde copiii învățau italiană. Micuții l-au întâmpinat în italiană cu bine ați venit excelență și i-au cântat. El s-a minunat de ei, s-a așezat în sală și nu mai pleca de acolo. Stăteam pe niște băncuțe înguste, incomode, dar Aldo Moro a fost așa de impresionat că, deși protocolul îi făcea semn că are o altă întâlnire, el le spunea să-l lase în pace, povestește Mircea Maliță. Acest articol a fost publicat în Weekend Adevărul.